Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate primele imagini cu cei trei suspecți în cazul crimei de la Sibiu, imediat după atac. În clip apar indivizii care se grăbesc să se îndepărteze de casă, după ce l-au torturat pe milionarul Adrian Crainer. Vă reamintesc, conform declarațiilor procurorilor, acesta fusese legat și obligat să le spună unde își ține bunurile. În urmă cu puțin timp, doi dintre suspecți au fost prinși, Marian Cristian Minaie în Irlanda de Nord și Laurențiu Ghiță în Scoția. Pe numele lor a fost emis mandat de arestare internațională. Andreea Borboro să vină cu detalii despre acest subiect. Bun găsit, Andreea! Tuturor, poliția română anunță faptul că în cursul zilei de astăzi, doi dintre cei care l-au ucis pe omul de afaceri, Adrian Crainer, au fost prinși. În aceste momente, cei doi se află în custodia polițiștilor din Scoția și Irlanda. Cristian Marian Minaie a fost descoperit pe teritoriul Irlandei, a fost ridicat de autorități, iar în ceea ce îl privește pe Ghiță Laurențiu, acesta a fost descoperit pe teritoriul Irlandei, așadar acesta urmează și el la rândul lui să fie predat autorităților din țara noastră. În aceste momente se lucrează la documentele de extrădare a acestora, astfel încât ei să ajungă în fața procurorilor pentru a putea da detalii cu privire la cele întâmplate. Se fac însă în continuare verificări intense în încercarea de a-l captura și pe cel despre care anchetatorii susțineau faptul că ar fi liderul celor trei și vorbim aici de Cristian Cosmin Zuleam, zis și Olteanu. Anchetatorii susțin că au indicii extrem de clare de locul unde se ascunde în aceste momente și că este o chestiune de ore pentru a-l captura inclusiv pe acesta. Așa cum bine ați spus și voi, Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate momentul în care cei trei fug din locuința omului de afaceri din Sibiu la doar două minute după ce aceștia au reușit să fure cele 16 ceasuri în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Totodată, camerele de supraveghere îi arată pe cei trei, în timp ce unul dintre ei ține în mână un pistol, cel cu care, de altfel, fiica milionarului a fost amenințată. Important de spus este faptul că în momentul în care cei doi prinși deja de autorități vor ajunge în țara noastră, aceștia vor fi duși în fața magistraților Curții de Apel din Alba, cei care vor trebui să confirme mandatul european de arestare. Același lucru se va întâmpla și în cazul lui Olteanu, însă deocamdată autoritățile nu au anunțat capturarea lui. Andreea, mulțumim. Corespondenții Antena 3 CNN au mers la locuințele celor trei bărbați acuzați că l-au torturat și ucis pe omul de afaceri din Sibiu. Familiile suspecților și vecinii nu cred că aceștia ar fi fost în stare să comită crima oribilă. Mama unuia dintre bărbați a făcut o criză de nervi când a fost luată la întrebări. Băiatul dumneavoastră este dat în urmărire generală, doamnă. Cosmin Zuleam este considerat de anchetator liderul grupului de atacatori. Nu este prima dată când acesta are probleme cu legea. În 2020, Zuleam a spart un magazin de telefoane în Slovenia, cauzând un prejudiciu de 155.000 de euro. Ulterior, a stat 17 luni după gratii. Am auzit la televiziune, dar nu știu. După fi așa, nu fi așa. Am auzit și la televiziune. Dat în urmărire acum. Caută poliția. Acasă n-am mai venit. Să știți că acasă n-am mai venit. Mă, să e vai de capul ei, săracă, n-are ce mânca, n-are cine. Vă așteptați să facă așa ceva? Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. A fost aici, a fost cu minte. Da, pe unea umblat de când umblă. Era cu minte, foarte cu minte. Foarte cu minte a fost. Dar cu ce s-a prostit, ce a făcut, ce a intrat în cap? O și-a luat cumva droguri, ceva de numai judecă. Familia și apropiații complicilor săi, Minaie și Ghiță, spun că nu își pot imagina cum cei doi au ajuns să fie implicați în acest caz. Asta, deși amândoi au fost în trecut la închisoare. Să vorbim și noi cu cineva din familie? De ce? Tu cine ești? Ești fratele lui Cristian Minaie? Da, dar nu-i nimeni. Nu știu nici eu ce să vă spun. Dar el este plecat în străinătate. Dar când ați vorbit ultima dată? Nu prea am păstrat legătura. El a fost cu, e cu o fată sau a fost, nu știu nici eu ce să vă zic. Și în rest, noi nu prea am ținut legătura. Când a venit acasă ultima dată? Nu știu să vă spun, pentru că la noi nu,
nu venea. Ce credeți că s-a întâmplat? Îl credeți vinovat? Sunt nicio formă. Sincer, nici acum nu cred. Deci eu n-aș crede să fac așa ceva. E de fai de capul meu. Și mai veneau frecvent aceia polițiștii. Se întâmplă frecvent în familie cu furtul. Au mai venit cu de-astea. Că e pe la pușcărie unul din ei. Dar ceea ce știu de el din auzite că a avut niște probleme. Probleme da, cu legea. Așa, da, dar era atunci mai tânăr, părămită, nu știu cum, după aceea a plecat, s-a înțurat, că era înțurat cu cineva. A avut un copil, s-a despărțit de ea. Cam atât. Dubios? Nu. Era băiat cu cuvinte. Da, avea respect, avea tot felul de calități din astea. Când ați auzit ce a făcut? M-am mirat. Adică nu mă așteptam să fac. De la noi exact așa ceva. Minae și Ghiț au fost depistați de autoritățile britanice în Scoția și Irlanda de Nord, iar pe numele lor au fost emise mandate de arestare internaționale.